Cătălin. Da. Astăzi este deja miercuri. Spune-mi, da. Ce se întâmplă vineri? Vrea Nicoleta să vină la Cluj. Dar tu vrei să vină Nicoleta la Cluj? Da. Și ce se întâmplă cu Nico? O să plec. Nu trebuie să... și facă probleme. De ce să iasă așa urât chestia asta, înțelegi? Ce-i urât? Orice despărțire ar fi... Păi da, o să plec, ce? Dar nu, gata, te arunc eu din casă, eu nu te arunc din casă. Cătălin, trebuie să recunoști că este șocant pentru Nico și pentru noi toți faptul că tu, vineri, adică, practic în 10 ore de când ajungi cu Nico acasă, ți-ai chemat noua iubită la Cluj. Este dincolo de sentimente. Păi dacă sunt drăgostit, ce sentimente se mai poate să... Sunt drăgostit, acum plutești. Bineînțeles, dar... Nu se mai gândește la nimic. De asemenea, este un lucru care ține și de respect. De respectul față de fosta iubită, de respectul față de fosta prietenă, de timpul de acomodare cu ideea de care probabil tu aveai nevoie. Da, o să obișnuiesc mai repede. Este clar, este că nu ai de ales. Cătălin, a face ceea ce îți spune inima este un lucru înțelept. A face totuși cu cumpătare orice lucru dictat de inimă este o dovadă de maturitate. Dacă sentimentele tale pentru Nicoleta sunt reale, nu pot decât să mă bucur pentru voi. Însă, atunci când tu te bucuri, încearcă să nu treci peste inima altui om. Acordă-i măcar timp de vindecare. Așa să. Nico? Da. Mai ai ceva de adăugat?